Presa internațională vorbește despre o solidaritate a unor state membre a Uniunii Europene față de Ucraina în chestiunea exporturilor de cereale. Astfel, Reuters arată că Spania consideră că interzicerea unilaterală a cerealelor ucrainene de către orice stat membru al UE pare ilegală, iar Franța a spus că este în joc solidaritatea europeană, transmite AgroIntel. Spania se poziționează de partea Ucrainei prin declarații făcute de ministrul spaniol al agriculturii. Acesta a declarat luni 18 septembrie că interzicerea unilaterală a importurilor de cereale ucrainene de către orice stat membru UE pare ilegală, în timp ce Franța susține că miza este solidaritatea europeană, transmite Reuters, preluată de Agerpres. În luna mai, Uniunea Europeană a permis Bulgariei, Ungariei, Poloniei, României și Slovaciei să interzică vânzările interne de grâu, porumb, rapiță și semințe de floarea soarelui provenite din Ucraina, permițând în același timp tranzitul acestor mărfuri pentru export în altă parte. Această interdicție a expirat pe 15 septembrie. Însă Polonia, Slovacia și Ungaria au anunțat vineri că vor păstra propriile lor restricții cu privire la importurile de cereale ucrainene în pofida deciziei Comisiei. Autoritățile de la Veneția, Varșovia, Bratislava și Budapesta susțin că acționează în interesele economiilor lor și că aceste decizii sunt destinate să protejeze fermierii lor de afluxul de produse ucrainene. Aproximativ 60% din cerealele ucrainene au fost tranzitate prin rutele alternative din Uniunea Europeană, în timp ce 40% încă puteau fi transportate prin porturile de la Marea Neagră până în luna iulie. România a devenit principala rută pentru mai mult de 60% din cereale ucrainene transportate pe cale terestră, iar luni premierul Marcel Ciolacu a declarat că interdicția ar putea fi extinsă dacă cresc cerealele de export.